Bună ziua, stimați invitați! Ne vom bucura împreună de un eveniment mult așteptat, Gala Șefilor de Promoție ai Universității Transilvania 2014. Cred că viitorul acestei țări poate fi mai bun, iar această țară mai prosperă, atunci când oamenii ei își apreciază valorile. Pentru că am văzut probabil prea mult în aceste două decenii ceea ce înseamnă non-valoare, ceea ce înseamnă oportunism, iar când o comunitate începe să îi aprecieze pe cei care fac performanță, înseamnă că este o societate și o comunitate care este pe drumul cel bun. Astăzi a venit rândul celor mai performanți studenți de-ai noștri, absolvenți ai ciclului de licență din Universitatea Transilvania. Ei au fost într-o competiție de 3, 4 sau 6 ani, în funcție de facultatea care a urmat-o, cu toți ceilalți colegi ai lor și au dovedit că sunt cei mai buni. Au cele mai bune rezultate. Mă înclin în fața lor pentru că aceștia sunt vârfurile universității noastre, aceștia sunt cei care duc faima universității noastre. Universitatea Transilvania este un stâlp al comunității brașovene. O simt din plin în orice întâlnire, în orice comunicare pe care o am cu o companie sau cu o instituție care ne vizitează orașul. De fiecare dată, Universitatea Transilvania reprezintă un argument în luarea unor decizii și ale noastre, ale comunității brașovene, dar și a celor care ne vizitează și care au un interes aici în zonă. Din fericire, pentru noi, există nu momente. Existați dumneavoastră, cei care dovediți că faceți performanță, fără a promite lucrurile astea, cine dovediți astăzi că ați reușit un anumit nivel. Și mi-aș dori din suflet ca toți colegii noștri din media locală să facă publice acest gen de evenimente, să vă facă pe dumneavoastră cunoscuți, pentru că dumneavoastră sunteți adevăratele valori ale noastre, ale întregii comunități. Am bucuria de a o felicita pe șefa de promoție într-o facultate în care 97% sunt băieți. Este o bucurie pentru că media cu care a terminat Cristina este o medie foarte mare pentru o facultate tehnică, 9.83. Gândiți-vă că este o specializare care este făcută în integralitate în limba engleză. Este un om care, pe care școala și cartea l-a modelat frumos. Adică știe diferența aceea pe care domnul prorector a zis-o în educație. Da? Cu cât știm mai mult, știm cât nu știm. M-am bucurat că am aflat că îi place să citească, dar că îi place și să râdă. Asta înseamnă că va fi un om care va reuși cu adevărat în viață, mai ales că ne face cinste. Bineveniți! Îmi revine onoarea să o prezint pe Oana, absolventa noastră de la programul de studii electronică aplicată, care este o mândrie a noastră. Putem să vedem că media de absolvire a ei este foarte mare pentru inginerie, toți știm ce înseamnă asta. Iată că și la silvicultura cel mai bun absolvent de anul acesta este o fată, Ștefania, care pe lângă rezultatele foarte bune pe care le-a avut la învățătură, s-a distins încă din anul 2, câștigând prin competiție o bursă pentru a merge la o universitate din Canada. Atunci a concurat cu colegi de la master și din anii mai mari și a ieșit prima. Apoi tot Ștefania este cea care s-a implicat activ și împreună cu colegi de la noi, de la silvicultură, din studenți din anul 4, absolvenți acum, a organizat pentru prima dată la Brașov, la facultatea noastră,
o întâlnire regională a studenților silvicultori din Europa Centrală și de Sud. Despre Andreea pot să vă spun că, așa cum vedeți, a terminat facultatea noastră cu media 10, dar poate unii nu știu că a terminat simultan și facultatea de drept tot cu media 10. Felicitări! Și care ne-au împărtășit cunoștințele lor. Și, nu în ultimul rând, doresc să le mulțumesc și colegilor care au fost alături de mine și părinților. Mulțumim, aplauze și felicitări! Diana Pop a urmat cursurile facultății noastre la programul de studii de licențe, construcții civile și industriale și agricole. A fost și este o studentă deosebită, s-a remarcat pe parcursul tuturor anilor de studii ca un bun organizator și catalizator pentru colegii din facultatea noastră. Este absolventa Facultății de Alimentație și Turism, așa cum s-a spus. Programul de studii este controlul și expertiza produselor alimentare. Are o medie foarte frumoasă, a fost o studentă excepțională din anul întâi până acum și, așa cum s-a mai amintit aici și cu alt șef de promoție, capacitatea ei de muncă a fost suficient de mare pentru a putea urma și o a doua facultate. Nu a reușit încă să o termine. A terminat 2 ani la Facultatea de Drept și are un plan ambițios de a termina și această facultate, unde îi doresc un succes să termine măcar cu această medie pe care o vedeți pe ecran. Michelangelo spunea, necazul majorității oamenilor este că își ating țeluri prea joase, că își propun țeluri prea joase pe care le și ating. Din fericire pentru noi, domnișoara Ramona Coșman își propune niște țeluri foarte înalte pe care și le atinge și am să vă exemplific. Este de un profesionalism extraordinar. A accesat tot ce, în afară de faptul că a terminat șefă de promoție, tot ceea ce a făcut, a făcut bine și a fost foarte bătăioasă pentru asta. A încercat și a câștigat cursă șefler de excelență încă din anul 3. A accesat sponsorizarea de la universitate pentru alcătuirea unui proiect de diplomă reprezentativ pe facultate. A accesat, a fost unul din cele două proiecte aprobate la nivel de universitate, fondurile pentru reprezentarea facultății mai bună. Toate aceste lucruri arată că îi place să fie la înălțime. Și am să vă mai țin numai puțin cu două aspecte. Îi place să fie la înălțime nu numai la figurat, ci și la propriu. Domnișoara Ramona Coșman deține 3 licențe de pilot. Pilot în categoria planoare, pilot în categoria avioane ușoare motorizate și pilot în categoria pilot privat pentru avioane monomotor. Nu numai că deține, dar nu s-a mulțumit cu atâta. A obținut și premiul 1 pe țară în 2011 la una din categoriile de concurs și participă la foarte multe concursuri de aterizare fixă și așa mai departe. Și o propunere pe care o avem noi, ar fi bine să îi promovăm și pe site-ul universității.
ne mândrim cu ei și cred că trebuie să ieșim în față cu ei. Felicitări! Alexandra a realizat ceea ce își dorește orice absolvent de liceu, stagii de practică, burse, alte activități legate de manifestările științifice. Cu siguranță își dorește să continue la masterat la noi și cu probabilitate destul de mare să aibă o continuare și în planul practicii și al colaborării cu facultatea. Madalina, 4 medalii, din care 3 de aur la nivel național. Madalina, cred că este printre primii, dacă nu singurul student din România, care pe baza performanței am introdus curs de șah între ranurile sportive pentru non-profil și pe care l-a făcut și a avut peste 100 de absolvenți ai programului respectiv. Alexandru, în primul rând, a terminat un liceu de informatică din Brașov, a realizat ce înseamnă informatica, are cunoștințele necesare, dar a hotărât ca să vină să facă educație fizică, știind că e mai important să fii sănătos și să știi să educi societatea pentru ceea ce urmează. Când se realizează? Încă din anul întâi s-a remarcat prin seriozitate, prin perseverență și știu că visul lui e să devină un foarte bun muzician. Îi doresc să-și împlinească acest vis, îl felicit din toată inima și mult succes! Primul rând aș vrea să spun că anul acesta împlinim 22 de ani de existență. Facem treabă bună, livrând în fiecare an în medie 80 de studenți, din care 75 se inseră instantaneu, deci la 2 luni de la absolvire sunt absolviți de piața muncii, fiecare din ei găsindu-și un loc de muncă în spațiul medical din România și din Europa. Șefa de promoție, Andreea Pândaru, pot să vă spun că este o fată care și-a văzut de treaba ei și a învățat până n-am mai știut de ea. Totuși 6 ani, înseamnă 6 ani câte 2 semestre, înseamnă foarte mult. Nu știu dacă, după atât am învățat, se mai poate bucura de faptul că este totuși șefa de promoție a unei generații. O felicit sincer. Iar o poveste specială, a venit la Universitatea Transilvania după ce a terminat liceul alegând medicina. A stat o vreme în facultate de medicină, aproape un an, dar și-a dat seama că nu e ceea ce poate să facă și ceea ce îi se potrivește și atunci a făcut o alegere schimbând pentru facultatea de litere. Și eu acum mă bucur foarte mult pentru această schimbare și cred că și ea, nu pentru că medicina nu ar fi o facultate minunată, cum a spus și domnul decan, ci pentru că trebuie ca în viață să facem alegeri inspirate și să alegem ceea ce ni se potrivește. Despre Andreea, ce pot să vă spun? O știu de anul întâi. I-am predat cursurile de început, din anul întâi, în anul trei, în anul patru. O fată extrem de serioasă, extrem de aplicată, cu foarte multă ambiție, cu foarte multă dorință de afirmare. Sunt convins că va avea o carieră juridică strălucită. În ceea ce privește pe Sebastian, aș vrea să-l felicit nu doar pentru rezultatele lui excepționale, ci și pentru commitment-ul, implicarea, atașamentul lui față de Facultatea de Sociologie și Comunicare, față de un program de studiu nou înființat, și anume Comunicare și Relații Publice. Îi doresc lui Sebastian, așa cum vă doresc tuturor șefilor de promoție, să faceți alegeri înțelepte și să aveți drumul. Mulțumesc!